Turnul Babel. După potopul de apă, oamenii s-au înmulțit din nou și toți vorbeau aceeași limbă. Într-o zi, ei s-au gândit să zidească o cetate și să-i construiască un turn care să ajungă până la cer. Astfel, voiau să fie vestiți și recunoscuți în toată lumea. Dumnezeu nu le-a îngăduit să termine construcția și a coborât în cetatea Babilonului și prin puterea sa a amestecat limbile oamenilor, astfel încât nu s-au mai înțeles între ei și s-au împrăștiat în toate colțurile pământului. Turnul neterminat s-a numit Babel, iar cetatea Babilon, numele ei legându-se de amestecarea limbilor. După o perioadă, oamenii au început să-L uite pe Dumnezeu și să facă tot mai multe rele și nedreptăți. Avraam. În ținutul Haran exista un om cu numele Avraam, care era bun și drept. El a primit poruncă de la Dumnezeu să-și ia soția și pe nepotul său Lot și să meargă în ținutul Canaanului, un loc binecuvântat de Dumnezeu. Avraam și Sara s-au așezat lângă stejarul din Mamre și acolo au primit vizita cerească a trei îngeri, adică a Sfintei Treimi. Lot, cu soția lui, cu fiicele și cu slujitorii lor, s-au așezat în cetatea Sodomei. Cei trei îngeri, care au mers la stejarul Mamre, i-au binecuvântat pe Avraam și pe Sara, înștiințându-i că, deși sunt bătrâni, vor avea un copil, veste care i-a bucurat foarte mult. Apoi le-a spus că va fi trimis foc din cer peste cetățile Sodoma și Gomora pentru a fi șterse de pe fața pământului. Locuitorii celor două cetăți l-au mâniat pe Dumnezeu cu păcatele lor foarte mari și de aceea el voia să îi pedepsească prin moarte. Pentru că Lot era om bun, a primit poruncă să-și ia soția și fetele și să plece în grabă din cetate, mai înainte de a începe ploaia de foc. Ei au fost înștiințați că cele două cetăți vor fi șterse de pe pământ pentru nedreptățile oamenilor. Astfel, Lot și fetele lui au fost salvate de la moarte, iar Avraam și Sara au fost binecuvântați cu un copil, căruia i-au pus numele Isaac. Avraam avea credință mare și sinceră în Dumnezeu și dragoste mare față de unicul său fiu, Isaac.
Într-o zi, Dumnezeu i-a încercat statornicia credinței lui Avram și i-a cerut să îi aducă jertfă pe fiul lui, pe muntele Moria. Ascultarea lui Avram față de Dumnezeu a fost atât de mare încât era pregătit să sacrifice viața singurului său copil, dacă un înger al Domnului nu ar fi intervenit să-l oprească la timp. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram pentru credința lui desăvârșită și pentru dragostea lui statornică. Când Isaac a crescut mare, a sosit vremea să se căsătorească și trebuia să-și ia o tânără din neamul tatălui său. Slujitorii tatălui său au mers în Mesopotamia și au găsit-o pe Rebeca, o tânără pe care Dumnezeu i-o rânduise de soție lui Isaac. Isaac și Rebeca au avut doi fii, Isav și Iacov. Când au crescut mari, Isav a devenit un vânător priceput, iar Iacov, mai liniștit din fire, a stat mai mult pe lângă casă, fiind fiul preferat al mamei lui.